În dimineața asta am fost invitat să vorbesc despre evangelizare, dacă vreți. Și ce aș vrea să facem în următoarele minute este să ne lăsăm cuprinși într-o pledoarie pentru evangelizare, dacă vreți. Așa cum am înțeles, sunteți în Cartea Faptele Apostolilor și Faptele Apostolilor este practic dovada a 30 de ani care au schimbat lumea. Și este titlul unui comentariu, Michael Green, dacă vreți să-l căutați care ne arată practic cum după ce Hristos și-a lăsat ucenicii pe pământ, lasă acei ucenici să transforme lumea prin intermediul mărturiei lor personale și a chemării pe care o au. Și ce aș vrea să facem în dimineața asta este să intrăm în ceea ce vedem scris în fapte, dar să mergem puțin mai adânc de atât. Și aș vrea să încep practic pledoaria asta cu puțin din mărturia pe care o am eu, ca și viață transformată. N-am crescut în biserică, însă la 16 ani, prin insistențele unui mătuși de mele, sora bunicii mele, am cedat într-o vineri seara și am zis, hai că merg la biserică, poate scap de tine. Realmente asta era. În fiecare vineri seara venea la mine la ușă, hai la tineret, hai la tineret, mătușa mea care era 60 plus. Mă gândeam, eu cu tine la tineret nu ne potrivim. Dar la un moment dat am cedat și am mers la Arad, la Tineret, pe vremea în care Cristi Barbos era păstor de Tineret, la Biserica Maranata. Am mers acolo, când am intrat în sală, am rămas șocat să văd ce mulți colegi de la liceu sunt acolo și ei au rămas șocat să mă vadă pe mine venind la biserică. Însă câteva seri de astea au dus la o tabără și în tabăra respectivă, în vara lui 2000, m-am pocăit. Așa se zice, da? Și vă ziceți la fel. Um, și după ce m-am întors la școală, nu eram în eu creștin, după ce m-am la școală în toamnă, după jocul de basket care era tradiție pentru noi în ultima oră, în vestiar, colegii mă au deoparte și îmi zic, Vlad, ceva se întâmplă cu tine. Peste vară s-a întâmplat ceva cu tine. Spune, ai probleme acasă? Și n-am -am înțeles întrebarea. Zic, nu, nu-i nimic. Mai cât ai sănătoasă, ai te deranjează ceva? Zic, nu, nu, dar ce, ce, vă deranjează pe voi la mine când puneți întrebarea asta? Păi nu știu, nu mai sar la harță, nu mai, nu mai ești la fel de arogant, um, nu mai înjuri. Și atunci mi-am dat seama că ei practic observau o schimbare și schimbarea aia pentru mine avea un cuvânt, m-am pocăit. Și am spus, A, știu ce vedeți voi, eu m-am pocăit. În momentul în care am spus cuvântul ăsta, m-am pocăit, toți s-au întors cu spatele și au văzut de treabă. N-am știut că trebuie să fie jenă că te-ai pocăit. Am învățat după aia după ce am început să merg la biserică, mi-am dat seama, nu spui chiar așa că te-ai pocăit, îndepărtezi lumea, trebuie să fii un pic mai... Observați ironia, da? Și sarcasmul, vă rog. Și mi-am dat seama că oamenii observă o schimbare și nu știu să o pună în categoria lor. Nu știu ce se întâmplă cu tine, dar văd ceva transformat. Cel puțin asta ar trebui să fie rezultatul pocăinței. Și în mod normal, într-o relație autentică între doi, trei oameni, Întrebarea trebuie să vină. Ce se întâmplă cu tine? De ce ești așa? Dar de ce nu mai ești așa? Și ceea ce experimentam eu era, practic, exact ceea ce văd în Scriptură, că trebuie să dăm socoteală, trebuie să răspundem cu privire la ce se schimbă în noi. N-am știut care sunt termenii teologici pentru aceste lucruri, însă după aceea am învățat că este apologetica și evangelizarea. Și încetul cu încetul, de la acele conversații într-un vestiar de basket, am ajuns să vorbesc despre Dumnezeu și despre transformarea din viața mea oarecum natural și normal. De ce? Eram pasionat de lucrul ăsta. Din orice ajungeam la a vorbi despre Dumnezeu. Mergeam la frizer, foarte repede ajungeam să vorbim despre asta. Acum, doamnelor, mergeți 3-4 ore, stați acolo pe scaun. Ce puteți vorbi atâta? La un moment dat, de la soția mea știu cât se stă la coafor, nu vă întrebați de mine, că n-am atâta. Dar stau și mă întreb cum putem să generăm acele conversații naturale care să izvorească din experiența noastră personală, dar să ducă la mesajul biblic al vieții transformate, care este evangelizarea. Și, practic, ce văd eu este că, încetul cu încetul, dacă începem să ne planificăm o conversație despre credința noastră, acea conversație va avea loc. Pentru că noi știm unde vrem să ajungem într-o conversație și putem să construim conversația în așa fel încât să putem să spunem despre Dumnezeu. Gândiți-vă dacă vreți să vindeți un telefon, cum vă gestionați replicile și întrebările ca să ajungeți să vorbiți despre telefonul respectiv. Și cât de important este mesajul Crucii, pe care nu-l plănuim atât de bine, nu-i așa? Am venit în anul 4 aici la facultate și la Emanuel, dacă ați avut până acum întrebări. Și veneam de la Arad. Și în 2004 încă era safe să mergi cu autostopul. Știți ce e autostopul, da? Iam înene, nu știu cum îi spuneți aici. Și mergeam pe marginea drumului și pentru mine era foarte clar. Stau cu omul ăla în mașină o oră jumate, o oră 20, depinde de mărimea pantofului. Și știam, n-are unde să plece șoferul. Cum să nu vorbesc pe Dumnezeu? Adică ce poate să se întâmple? Și mi-am făcut un plan întotdeauna să încep discuția pornind de la întrebarea lui. Unde mergi? Nu da, puteam să zic la Oradea, dar puteam să zic la Oradea la facultate. E bine, pentru un arădean să vii la Oradea la facultate, ceva nu-i în regulă. Fiindcă un arădean care termină bine liceu, merge la Timișoara la facultate. Fără... Vă rog să mă iertați, dar așa e. Uh, haideți! Ei bine, eu eram arădeanul la care n-am mers la Timișoara și urcai în mașină și trebuia să spui merg la ora de la facultate, pentru că teoretic stârnea interesul să fi întrebat de ce mergi la Oradea, de ce așa greu a fost bacul sau genul ăsta de replici. Merg la ora de la facultate și următoarea întrebare era dar de ce mergi la ora de la facultate sau ce studiezi la Oradea că nu este și la Rad? Și atunci eu răspundeam, merg la teologie. Cât de des întâlnești un tânăr de 20 de ani care studiază teologie? atunci întrebarea este cât se poate de ușoară după aceea. Dar ce-i cu tine? Ingineria nu? Filologia? Altceva? Studiez teologie, eu sunt pocăit. Și foarte repede intram în discuție când spunea cuvântul pocăit. Dar care e diferența între pocăiți și ortodox? Sau care e diferența? Dar de ce? Și cred că vă puteți imagina care ar fi fost cursul discuției. Ei bine, am urcat în mașină Urc pe locul din spate, era soț, erau doi, doi băieți în față și mă întreabă, încotro mergi? La Oradea, la facultate. La facultate? Ce studiezi? Teologie. Dar este și la Arad teologie. De ce mergi la Oradea? Păi eu sunt studiez teologie să fiu pastor. Deci ești pocăit. Și eu, da! În momentul ăla încetinește mașina și zice, te rugăm să cobori, noi nu ducem pocăiți cu mașina. Ei, -am, nu m-am așteptat la reacția asta. Evanglizarea nu a dus la un rod specific m-am trezit pe marginea drumului și zic, Doamne, pierd apa caldă, te rog, dacă se poate, altă mașină. Oprește-o Dacia 1310, pe vremea aia încă circulau pe drum. Am intrat pe locul din spate, erau deja doi oameni pe bancheta din spate, ceea ce e foarte bine, e mai mare audiența, sunt patru oameni în mașină. Unde mergi? La ora de la facultate. La facultate ce studiezi? Teologie. În momentul în care zic teologie, soția șoferului se întoarce către mine și zice, mă, tu ești pocăit. N-am mai știut cum să reacționez, fiindcă vreau să ajung, totuși. Da, spocăit. Dar vreau să ajung la ora de... -a. În momentul în care zic, da, spocăit, soția șoferului pune mâna pe genunchiul șoferului și zice, Nelule, de 30 de ani vreau să te duc la biserică și nu vii. Uită că Dumnezeu a trimis biserica la tine. Tine răspune că te ascultă. Acum, sunt multe observații aici, nu știu dacă doamna sau domnul conducea acolo, mașina o conducea domnul, dacă am atât. Însă, ce vreau să punctez este că planul era făcut să vorbești pe Dumnezeu. Și dacă îți faci planul să vorbești pe Dumnezeu, despre tine, despre mărturia ta, se va întâmpla. Pentru că vei găsi, te vei lupta tu cu tine însuți să găsești acea intrare în conversație în așa fel încât să-i spui omului despre viața ta transformată și de acolo să ajungi să-i spui cum a fost viața ta transformată. Fiindcă accentul nu trebuie să cade la cum ai fost înainte și cum ești acum, că e despre tine, ci trebuie să fie despre cine a schimbat viața ta de atunci în ce vezi acum. Și asta e evanghelizarea. Haideți să ne uităm puțin în Scriptură și aș vrea să ne uităm în Fapte 17. Acolo um, am vrut să ateizăm cu introducerea asta lungă. Dar hai să ne uităm să vedem ce spune Fapte 17 de la versetul 1. Nu știu dacă le puneți pe ecran sau aveți Bibliile pe telefon, uh, pe hârtie, dar ar fi foarte fain să le aveți deschise în fața voastră. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi. Dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Isus pe care îl vestesc eu zicea, El este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de grești temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Noua traducere românească, așa cum obișnuia, Pavel a intrat în sinagogă și de-a lungul a trei zile de sabat a discutat cu ei din scripturi. A vorbit cu ei din scripturi, Conilescu a discutat cu ei din scripturi, noua traducere românească. Și aș vrea să ne oprim aici, pentru că primele patru versete surprind un lucru esențial. Titlul mesajului este Evanghelizarea între obicei, stil de viață și poruncă. Hai să ne uităm să vedem cum evangelizarea pentru Pavel este în această situație, un obicei. Uitați-vă la el, zice, a trecut prin, uh, prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, practic aici ni se, pare, uh, ni se arată contextul geografic și începe în felul următor, versetul 2, așa cum obișnuia Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Și observați că ni se spune acolo trei zile de sabat, cu alte cuvinte, dacă aș spune că am stat în Oradea sau am predicat în Oradea trei duminici, ce ați fi înțeles? Că am stat trei săptămâni în Oradea. Și practic Pavel ni se spune, după obiceiul său, intră în sinagogă trei săptămâni. Și în fiecare zi merge acolo și vorbește cu ei din Scripturi. Însă aș vrea să rămânem la după obiceiul său. Cum se naște un obicei în viața unui om? Știi cineva? Prin repetiție. Primele trei săptămâni de școală pentru mine, clasa întâi, din cauza emoțiilor, am început să-mi rod pielița de la degete. Până în ziua de astăzi, un obicei. Prost, dai obicei. Schimbatul vitezei, la cutie manuală, spălatul pe dinți, ducerea farfurii la loc. Repetați-o suficient de des, undeva la trei săptămâni și va, va deveni un obicei. Cât o fi repetat Pavel lucrul ăsta că devine în viața lui un obicei? Cât am repetat eu să intru în conversație cu oamenii ca să devină un obicei, să agăți conversația despre Dumnezeu în orice conversație? Ei bine, Pavel are obiceiul ăsta, zice, după obiceiul său. Și mi se pare paradoxal cum vedem acolo trei săptămâni, adică suficient de des repetat încât să devină obicei pentru cei care veneau la sinagogă ca să-l asculte pe Pavel. Și obiceiul ăsta este o parte esențială, pentru că evanghizarea este o parte integrantă din viața credinciosului, sau ar trebui să fie o parte integrantă, și ni se arată că Pavel este exact acolo. Pentru că Pavel nu predică o ideologie, ci predică o realitate și parte din realitatea vieții lui devine obicei să vorbesc despre lucrul ăsta. Obiceiul lui Pavel de a evangeliza, apoi adevărul acesta care schimbă și ne apropiem imediat de adevăr. Pavel, după obiceiul său, intră în sinagogă și a vorbit cu ei din Scripturi. Observați cuvântul a vorbit cu ei din Scripturi. Dacă citiți în Cornilescu, zici a vorbit cu ei din Scripturi și s-ar putea să-ți imaginezi, bazat pe filmele despre viața Domnului Isus, un context în care merge Pavel și în jurul lui se strâng oamenii și îl ascultă pe Pavel cuvântând despre Isus. Însă acest a vorbit cu ei din Scripturi primește o altă nuanță, noua traducere românească, unde se spune că a discutat cu ei din Scripturi. Și a discuta nu este totuna cu a vorbi. De ce? Pentru că a vorbi presupune un monolog, a discuta presupune un dialog. Cuvântul în limba greacă este dialogato. Pavel dialogato cu ei din Scripturi, adică Pavel a purtat discuții. Dialoguri cu ei din Scripturi. Ce înseamnă dialog? înseamnă că ambele părți comunică mesajul. Nu este un emițător și un receptor, ci cele două se schimbă între ele. Cu alte cuvinte, ce vedem noi aici este un dialog între două părți. Pavel vine și spune, ăia alți răspund, ăia alți pun o întrebare, Pavel răspunde și se naște acel dialog, la fel ca și în orice conversație pe care o avem noi în viața de zi cu zi, despre orice subiect. Pentru că cuvântul este conversație. Pavel a dialogat cu ei din Scripturi. Și obiceiul este să creeze dialog. Dar ce vorbește Pavel? Și observați că aici începe să fie nu doar intenționat, obicei, nu doar um, parte integrantă din viața lui, dar observați cum evangelizarea lui Pavel este bazată pe scripturi. A vorbit cu ei din scripturi, este textul. Mai exact. Dovedind și lămurind că Hristos trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care îl vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Și ce vedem aici este că Pavel vine și oferă dovezi, ăsta e conținutul, dovezi în mod lămuritor, adică persuasiv. Una este conținutul și alta este metoda și Pavel își gândește strategia de a evangeliza bazat fiind pe argumentare logică. Și care e logica de aici? Pavel unește ceea ce știau evreii care ascultă pe Pavel vorbind în situația respectivă, unește profețiile Vechiului Testament cu realitatea pe care ei o trăiau, și anume acest Hristos pe care îl vestesc eu, adică pe care l-am cunoscut, l-am văzut. Acesta este cel pe care vi-l spun. El trebuia să pătimească, el trebuia să moară, trebuia să învieze conform profețiilor pe care voi le știți. Și ce fac acum, zice Pavel, este să unesc ceea ce voi așteptați cu ceea ce s-a întâmplat deja. Asta este evanghelizarea. Când vorbim despre Hristos, dragii mei, da, putem să vorbim despre transformarea vieții noastre. a mărturie. Dar poate să fie mărturia vieții schimbate fără a fi evanghelizare. De ce? Pentru că evanghelizarea presupune ce? Ce presupune evanghelizarea? Vestea bună. Care e vestea bună? Vestea bună este că Hristos trebuia să moară și să învie ca plata păcatului care este moartea să fie înfrântă. Și vestea bună presupune o veste rea. N-am avea veste bună dacă n-am mai făcut ce să comparăm. Cum avem o veste bună? Păi trebuie să știm care e vestea rea. Care e vestea rea? Că dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Adică veți ajunge în iad. Și practic ce face Pavel este să aducă vestea bună. Evreii știau care e vestea Și vine și zice, dați-mi voi să vă argumentez de ce acest Hristos pe care îl vestesc eu este Hristosul pe care noi îl vedem în Vechiul Testament. Pentru că ei nu erau Vechiul Testament, ci erau legea și profeții. După scrierea faptelor, după Noul Testament, noi putem să zicem Vechiul și Noul Testament. Pentru Pavel nu era citiți în Vechiul Testament. Citiți în lege și în profeții. Observați profețiile. Și, practic, ce face este că Pavel aduce dovezi, da? Mi se pare uh, foarte fain cum traduce aici, dovedind. Și cum le aduce? Cu pasiune, lămuritor, persuasiv. Gândiți-vă, din nou, mă întorc la un, o analogie banală. Gândiți-vă cum prezentați ceva ce vreți să vindeți. nu e așa? că devii pasional despre cât de bun e telefonul, ce mult ține bateria, ce repede se încarcă, ce curată e ecranul. Ar trebui să vorbești cu atâta pasiune despre ce vrei să vinzi încât să fii întrebat, dar de ce mai vinzi dacă e așa bun? Acolo, și tu când vorbești, te gândești, bun, dacă mă întreabă de ce l vând. Asta e o analogie banală, dar gândiți-vă cum vorbim despre Hristos, care ne transformă viața, care îți oferă Siguranța mântuirii. Și vorbim despre el ca... Mh, duminica. Pentru noi e doar ce facem duminica. Dovedim și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească, să învieze din morți. Și acest Iisus pe care îl vestesc eu, este Hristosul. Dar avem și un rezultat. Vedem că nu doar... Um, obiceiul contează, nu doar că Pavel merge unde erau oamenii, nu doar că îi caută, este intențional, vedem că nu este doar o argumentare logică pusă la mijloc, vedem că el dovedește, explică, tot conținutul conversației este bazat pe Scripturi, vedem că el este uh, și curajos, pentru că dacă citiți textul de la 5 la 9, vedem că Pavel înfruntă opoziție. El nu merge într-o zonă în care e totul roz, urmează să se stârnească o opoziție cu privire la ce predică Pavel. Dar vedem rezultatul și e foarte interesant că unii dintre ei și o mare mulțime de greci tămători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila, cu alte cuvinte s-au pocăit. Dar știți ce e foarte interesant? Când se spune acolo unii dintre ei. Și desior plecăm la drum în evangelizarea noastră personală având pretenția că oricui spune despre Dumnezeu se și pocăiește. Aici îl avem pe Pavel, oameni buni. Pavel nu reușește să-i convingă pe toți. Păi dacă Pavel nu reușește, ce te aștepți de la mine? Ce te aștepți de la tine? Dar ar fi prea banal să explicăm așa textul. Puneți în balanță pilda celor patru soluri. Da? Gândiți-vă ce ni se transmite acolo. 25% e o estimare optimistă. Haideți să vă duc la un exemplu. Dacă vreți, deschideți împreună cu mine în Ioan. Și în Ioan avem acolo un episod foarte interesant care stârnește multe dezbateri și anume învierea lui Lazar. Gândiți-vă că la învierea lui Lazar Marta, Maria, Lazar, Lazar e bolnav, Marta și Maria trimit vorbă la Iisus, Doamne, hai că cel pe care îl iubește este bolnav, pornește cât mai repede încoace, Iisus ni se spune că mai zăbuvește două zile, după ce zăbovește două zile, ni se spune că pornește înspre Marta și Maria, dar când ajunge acolo, Lazar e mort. Și Lazar e mort de-a binelea, pentru că ni se spune, Doamne, în mormânt, miroase greu, e de patru zile acolo. Și după ce vedem că toată, toată scena conduce spre un punct în care nu se mai poate face nimic cu privire la Lazar, abia atunci Iisus intervine. Și ce face Iisus? Știm cu toții povestea. Lazar, ieși afară. Și Lazar vine, viu, după ce toată audiența, tot satul, toată comunitatea știa că Lazar e mort. Și practic întreaga audiență este martoră a unuia dintre cele mai spectaculoase miracole din Noul Testament. Învierea unui mort. Și după ce vedem că îl învie pe Lazar, Iisus le zice, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Atunci, mulți dintre iudei care veniseră la Marta și Maria și văzuseră ce a făcut Iisus, au crezut în el. Păi, tocmai ai văzut un om în via din morți. Cum adică mulți dintre iudei? Nu toți? Nu vi se pare că e paradoxal? Isus face minunea, nu oricine, ci Isus, Nu orice minune, ci învierea unui mort. Și nu toți cred, numai mulți. Ce facem? Pentru că indiferent ce dovezi ai aduce unui om, indiferent de cât ai fi de persuasiv, efectiv nu crede. Eu am câteva relații în care sunt prins cu scopul de evangelizare. Cei cu care sunt în aceste relații știu că scopul meu este să-i văd evanghelizare. N-am zis bine ce am zis? Dacă nu vă place, doar fă un semn. Că... Din când în când. Și mi-a spus, ce Vlad, noi venim la biserică doar când vă vedem că levitați în timp ce vă rugați. Și asta e condiția pe care mi-o pune. Da, cu sarcasm și cu un zâmbet în colțul gurii, dar spune ceva spune că vrea o dovadă mult mai puternică decât o viață transformată pe care are fața lui. Dar oamenii ăștia din Ioan 11 au nu o viață transformată, ci o viață înviată. Îl văd pe Lazar și mulți dintre ei au crezut, dar nu toți. dați vă la Pavel, ne întoarcem în fapte 17. Mulți dintre ei au trecut, o parte a trecut de partea, unii dintre ei și o mare mulțime de greștemători au trecut la el. De ce? Pentru că Hristos, Dumnezeu, Duhul Sfânt, are planul lui, metodele lui și presiunea transformării vieții nu pe umerii noștri. Nu noi trebuie să ne punem pe umerii noștri presiunea și convingerea pe care doar Duhul Sfânt poate să o facă. Asta nu ne absolvă de a merge și a spune. Dar nu cumva să cădem în capcana că noi trebuie să convingem de păcat. Fiindcă, când mergem înspre a convinge pe cineva de păcat, s-ar putea să ajungem în legalism, care nu este Evanghelia. Hai să mergem mai departe. Rezultatul evanghlizării, oameni transformați de Evanghelie și impactul nu este întotdeauna vizibil imediat. Unii au trecut, mulți au trecut. Dar dacă citiți în Ioan 11, veți vedea că intervin farisei și cărtoare și zic, dacă lăsăm așa, tot o să creadă. Citiți acolo, de la 4-6 încolo. 11 cu 4-6. Dacă lăsăm așa, tot o să creadă și o să-L urmeze pe Hristos. Cu alte cuvinte, pentru unii e nevoie de mai multă investiție, mai multă, uh, procesul mai îndelung. Pentru unii sunt ani de zile. Hai să mergem puțin mai departe. Am văzut că este un obicei. Dacă te duci în 1 Petru 3 cu 15, și ăsta e textul clasic pentru apologetică, vedeți ce, ce ni se spune aici. Ci sfințiți în imle voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală, de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc portarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Observați că trecem de la un exemplu de obicei, un lifestyle. Mergea din sinagogă în sinagogă. Ăsta era felul lui de a fi, dacă vreți. Dar vedem că Petru întoarce pagina și zice, stați că nu e chiar așa, pentru că nu i doar un obicei, ci este și o poruncă. Fiți totdeauna gata, ni se spune. Și dacă mergem, în, mergem în, în scriptură, vom vedea că porunca de a evangeliza este o poruncă. La urma urmei, da, pentru Pavel și am început din fapte, pentru că treceți prin fapte acum. Am început de la obicei, dar dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, vom vedea că este o poruncă. Ci sfințiți în imile voastre pe Hristos ca Domn. Și ne vom întoarce la, la Petru. Dar gândiți-vă la duceți-vă și faceți ucenici. Cum să fac ucenici dacă mai întâi nu evanghelizez? Dar observați că nici nu ni se spune atât de mult despre cum ajunge să fie ucenic, ci odată evangelizat, el nu trebuie să fie lăsat deoparte. Noi nu vindem un produs, noi nu, nu, sunt, nu suntem un uh, multilevel marketing. Noi nu îi dăm omului produsul și după aia ne bucurăm că am bifat punctajul, ci noi, după ce îi spunem omului mesajul, după ce investim în el, de ce? Pentru ca el, la rândul lui, să spună mai departe ce se întâmplă în el. Cum face asta? Devenind ucenic. Pentru că un ucenic sănătos face alți ucenici. Marea trimitere este nu o sugestie, ci o poruncă. Apoi gândiți-vă la puterea mărturiei. Cine îți dă puterea asta? Veți fi martorii mei. Hristos ne spune, voi ați văzut ceva și pe baza ceea ce ați văzut, dați mai departe. Experiența este esențială. Putem primi putem, primim puterea asta, să fim martori prin puterea Duhului Sfânt. Și noi ne bazăm pe puterea Duhului Sfânt ca să putem să facem asta și în mod natural, obicei, dar și împlinind o poruncă. Ceea ce vedem aici. Gândiți-vă la avertismentul pe care îl vedem în, în, Roman 10. Cum vor auzi dacă nu este cineva să le predice? Și credința vine în urma auzirii. Dragii mei, există, există un citat pe care îl vedeți deseori și pe Instagram și în tot felul de cărți atribuit lui Francis de Assisi care îmi se spune să predicăm tot timpul și dacă e necesar să folosim și cuvinte. Dați-mi voie să fac următoarea afirmație. Ăsta e sloganul creștinului leneș. În modul rău sau creștinului introvert, în modul pozitiv. Adică lui e frică să vorbească cu oamenii. Și atunci folosește și cuvinte dacă e necesar. Altfel, ce ni se spune în, în, în citatul ăsta lui Francis Assisi este că mărturia este incredibil de puternică. Corect. Dar credința vine în urma auzirii. Dragii mei, trebuie să exprimăm vestea bună în cuvinte pentru ca să aibă ce să priceapă omul și, înțelegând, Duhul Sfânt să convingă de păcat și să transforme omul respectiv. Hai să ne întoarcem un pic la 1 Petru 3 cu 15. Sfințiți în inile voastre pe Hristos ca Domn. 1 Petru 3 cu 15 este pledoria pentru apologetică, adică apărarea credinței creștine. Însă apărarea credinței creștine, dacă citiți capitolul, în, întreg capitolul 3 din 1 Petru, veți vedea că vine în contextul în care omul are de suferit pentru credința lui. În prigoană, în persecuție. Dar în ciuda prigoanei și persecuției, textul din versetul 15 începe cu Sfințiți pe Hristos ca Domn. Va fi foarte greu să vorbești despre vestea bună a mântuirii dacă tu nu ești sigur de mântuirea ta. Și cum vei fi sigur de mântuirea ta dacă nu se vede în viața ta procesul sfințirii? Procesul sfințirii este procesul care urmează imediat după priceperea veștii bune. Dragii mei, dacă ai zis da, cred, și nu simți un foc care te face să lupți cu păcatul și cu ispita, dăm voie să spun că trebuie să intri într-un grup mic și să intri într-o relație de ucenicie. Ca acel proces să înceapă în tine, să simți presiunea, să simți că încă ai lucruri de lăsat în urmă, încă te lupți cu anumite uh, ispite, încă e copleșitor. Dar pentru asta e biserica, pentru asta e fapte doi care îți arată ce trebuie să faci. Sfințiți pe Hristos ca Domn și din poziția aceea de om care este în procesul sfințirii, din, acel, din acea poziție începi și vorbești pe Dumnezeu, din acea poziție începi și aperi mesajul pe care îl ai. Care e mesajul? Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cereți o cutială de nădejdea care este în voi. Dați-mi voi să vă întreb care e nădejdea cu care vă să zic dați Eu vă spun câteva din dimineața asta pentru mine. Că mă trezesc și. A, din întârzie când ne întâlnim. Și când ajung la Biserica Impact, o să fie multă lume acolo, nu o să fie toată lumea la BBC-ul. Cei care nu știți, nici nu vă spun. Că o să găsesc loc de parcare. Și lucrurile cotidiene care pe cei mai mulți dintre noi ne inundă dimineața când deschidem ochii. Vă sună ceasul și vă gândiți la ce urmează să faceți, da? Dus copii la școală, nebunia zilei care începe și uităm că noi avem o nădejde mult mai profundă de atât. Noi nu apărăm, noi nu apărăm nădejdea că avem cu ce să ne plătim ratele la sfârșitul lunii, chiria, că vine și salarul ci noi apărăm nădejdea că avem o viață veșnică. Întrebarea este câți dintre noi ne gândim că avem o viață veșnică în fiecare zi? Domnia lui Hristos, nădejdea pe care o avem, și uitați-vă, zice, fiți totdeauna gata să răspundeți. Dați-mi voi să vă pun în fața unei analogii. Țineți minte celebra frază, scoateți o foaie de hârtie? Da? Și ce, ce stârnește în voi? Hârtie. Nu răspundeți. Era doar retoric. Dar nu e așa că dacă ai fost elev fruntaș la materia respectivă, scoateți o foaie de hârtie, era un motiv de bucurie? Absolut. Absolut. Dar dacă erai, vai de capul tău la matematică și era scoateți o foaie de hârtie, simți revoltă? Uitați-vă aici, copiii din sală. Cam asta e. De ce? Pentru că n-ai fost totdeauna gata. Dacă ai fi fost totdeauna gata să scoateți o foaie de hârtie, acel scoateți o foaie de hârtie e motiv de bucurie. Încă un 10. Se apropie bursa. E mai aproape cu încă un 10. Nu era cazul, nu? Acel fi de totdeauna gata, la asta se referă. Cât de des, cât de des mă las prins în pregătirea conversației pe care vreau să o am despre Dumnezeu. Cât de pregătit sunt eu să spun omului, să răspund omului la banală întrebare, cum poți să fii așa liniștit când te văd prin ce trece? Gândiți-vă la scene de înmormântări, scene de boală, scene de durere, în care credinciosul îl autentic, are pace și liniște. Și dați-mi voie să vă spun că pe buzele celor care vă văd stă întrebarea cum poți? Dar tu poți să pregătești ca acel răspuns să fie oferit. Cum pot? Am o nădejde mult mai mare decât mormântul ăsta lângă care stau. Dar fi pregătit să spui asta. Și pregătirea aia nu vine că te ai trăit dimineața și știi ce să spui. Muncește un pic. Pune mâna, citește. Du-te la cursuri de astea care se fac de weekend. Caută metode. Sunt o grămadă de cărți traduse în limba română despre tactici și metode, cum să stârnești dialogul, cum să răspunzi, cum să stârnești întrebarea. Oamenii nu mai vin pe stadioane decât foarte rar la evanghelizări. Stadionul trebuie să meargă la ei. Și în stadionul suntem noi, fiecare dintre noi. Dar există și o atitudine acolo. Dar cu blândețe și teamă. Având un cuget curat. Există un, există un proverb indian pe care l-am auzit de multe ori. Ce degeaba dai unui om să miroase un trandafir dacă înainte i-ai zdrobit nasul. Și deseori experiența oamenilor din lume cu anumiți așa ziși pocăiți, îi lasă cu nasul zdrobit. Și atunci ne trezim noi să vorbim despre mireasma lui Hristos. Și nu se potrivește ce au experimentat ei cu ce le prezentăm noi. De aceea, dragii mei, cu eleganță, cu bun simț, cu atitudine curată, nu ne cerem scuze că vrem să le vorbim despre vestea bună. Dar nu cumva să prezentăm vestea bună ca pe ceva superior, uh, arogant. Bă, voi sunteți vai de capul vostru, veniți aici să auziți de la mine ce am să vă spun. Dacă așa începem, n-ar ajunge departe. Atitudinea este esențială, mai ales într-o epocă a lipsei de autenticitate. Oamenii caută oameni adevărați. Care cred eu că spun ce gândesc, dar o spun cu eleganță și cu bun simț. Hai să mergem spre final. Aș vrea să ne oprim la în context. Deschideți cu mine în 1 Ioan 1. În 1 Ioan 1 ne duce de la obicei, stil de viață, ne trece prin poruncă, dar ne duce spre o motivație mult mai profundă. Ar fi foarte trist să plecăm de aici cu gândul deci ori plănești porunca, ori îmi place să fac asta și devine obicei așa o mână sucită la spate, mi se pare. Dar uitați-vă la ce spune unul Ioan 1 și dacă am văzut ce zice Pavel, am văzut ce zice Petru, hai să vedem ce spune Ioan. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, despre cine vorbește? Cine e cuvântul vieții? Isus. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Ți se pare că se învârte în cerc, nu-i așa? Stai să vezi. Deci, încă o dată, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria să fie deplină. Și am sărit un cuvânt, o să, vă, o să vedeți bine de ce. Uitați-vă la ce face Ioan. Ioan, ucenicul pe care îl iubea Isus, vine și ne face o pledoarie a relației pe care el o are cu Isus în felul următor. Ce era de la început, adică Fiul Veșnic, parte din Sfânta Trăime, despre Cuvântul Vieții, ăsta e Isus. Am auzit am văzut cu ochii noștri. Am privit, adică în mod voit l-am căutat să-l vedem. Nu o trecut pe lângă noi și s-o întâmplat să fim acolo. Noi am privit, aici vedem uh, voința activă. Ce am pipăit cu mâinile noastre. Dacă nimic altceva nu înțelegem din am pipăit cu mâinile noastre decât că a pus mâna să simtă cu mâna lui dovada învierea lui Isus sau gestul intimității. Adică când spui despre cineva că l-ai pipăit cu mâinile tale, spui că ai fost așa de aproape de el și relația îți permite să pui mâna pe el. Intimitate. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care a arătat și care ne-a fost arătată. Vorbește despre Isus. Din nou, ce am văzut, am auzit, aceea vă vestim și voi. Primul lucru pe care vreau să subliniez este că evangelizarea trebuie să fie rezultatul bucuriei unei relații. Pentru că asta descrie Ioan aici. Descrie o relație autentică cu Isus Hristos. Și după ce o descrie, zice, și vă vestim. Rezultatul vestirii este dat de calitatea relației. Gândiți-vă la asta. Te lauzi în viața de zi cu zi cu o relație pe care o stimezi când relația aia e autentică. Altfel, nu amintești anumite relații dacă nu ți-a împlinire. Și cât de mult și cât de important e relația asta cu Isus Hristos. Am văzut, am auzit, am căutat cu ochii noștri, am privit, am pipăit cu mâinile noastre. Asta vă vestim și voi. Pentru că Ioan creează aici un argument pentru relația autentică, personală cu Isus Și din acea relație izvorăște, vă vestim și voi. Dar de ce vă vestim și voi? Pentru că noi avem părtășie, zice, pentru că vrem ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și cuvântul ăsta părtășie este un cuvânt pe care l-am l-am transformat ca și când ar fi numai al nostru. A avea părtășie înseamnă a avea ceva în comun cu cineva. A petrece timpul ăsta împreună cu cineva A mânca ceva împreună cu cineva Da? Avem o părtășie la masă Avem o părtășie în cântare, avem o părtășie în rugăciune Avem o părtășie în cuvânt Împărțim acel lucru împreună Și după ce zice Vrem ca și voi să aveți părtășie cu noi zice, Dar părtășia noastră este cu tatăl și cu fiul Ce spune Ioan este Merge în pași logici Noi avem ceva împreună Cu fiul și cu tatăl Ce anume? Viața veșnică o avem împreună. Și vrem să aveți și voi părtășie cu noi. Adică și voi să aveți viața veșnică cu Fiul și cu Tatăl și cu noi. De unde știm asta? Din cauza că am văzut, am pus mâinile noastre, am pipăit, am văzut că am murit și am viat. Și asta vă vestim și voi. De ce? Ca să aveți și voi viața veșnică pe care moartea și învirea Lui ne-o garantează nouă. Observați argumentul circular. Vă spunem și vouă să aveți părtășie cu noi. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria să fie de plină. A cui bucurie? Corinescu zice pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Dacă deschideți noua traducere românească, acolo zice pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Dar cine greșește? Diferență de o literă. Voastră. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră, a celor care citiți, să fie deplină Sau vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră, a celor care scriem, să fie deplină. În limba greacă e exact la fel, diferență de o literă. Humon, humin, a treia literă din patru, diferă. Și manuscrisele descoperite mai recent, dar mai vechi, deci doar au fost descoperite mai recent, dar ele sunt mai vechi, istoric, arată că bucuria noastră a celor care scriem să fie de plină. Care e diferența? Diferența o dă ce înseamnă bucurie de plină. Când aud mesajul Evangheliei, am bucuria mântuirii. Mântuit fiind, când transmit mesajul Evangheliei, am bucuria de plină. Haideți să ilustrăm. Când ați auzit Evanghelia pentru prima oară, ați fost cercetați și v-ați pocăit, ce ați simțit? Nu ce ați știut, ce ați simțit? Bucurie. O bucurie pe care unii dintre voi ați experimentat-o cu plânset, cu lacrimi de bucurie. E greu de explicat, nu-i așa? dacă ar fi să ridicăm mâna sus, unii dintre noi am experimentat bucuria respectivă și poate că și tânjim să o mai experimentăm, Da, e odată în viață. Bucuria mântuirii. Ei bine, aceia dintre voi care ați experimentat bucuria asta, dacă ați condus pe cineva la Hristos, ați văzut cu ochii voștri cum acel cineva, pricepând mesajul Evangheliei, fiind cercetat de mesajul Evangheliei, se pocăiește. Și el experimentează bucuria mântuirii. Plânsul ăla, pe o bancă în parc, acasă la cineva. Și ești nepădit de lacrimi. Și el plânge și tu plângi. Dar el plânge că se pocăiește, tu de ce plânge? Și vă spunem aceste lucruri. Pentru că bucuria noastră a care vă spunem ce se lucrează să fie de plină. Asta e bucuria. Când spui și altcuiva. Dacă am face aici un test cu ridicarea de mână, cât s-ați experimentat bucuria mântuirii, ați ridicat mulți mâna sus. Și ați zice, lăsați mâna jos cei care n-ați experimentat și bucuria de plină a vestirii altcuiva. Acolo am vedea că rămânem o mână de oameni. Ei, provocarea mea pentru mine dimineața asta este să experimentați amândouă. Poți să pornești de la poruncă? Poți să te duci înspre e un obicei. Ideal ar fi să fie amândouă. Dar, dragii mei, de undeva trebuie să începem. Și vă rog, lăsați povara de pe umerii voștri că voi veți convinge pe cineva. nu e treaba voastră. Voi trebuie să prezentați cu credincioșie ce ați experimentat voi, ce ați înțeles voi și ce spune Scriptura. Astea trei nu trebuie să fie despărțite una de alta. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim frumos pentru că în Scriptură avem dreptarul învățăturii. Doamne, îți mulțumim frumos că e stâlpul și temelia adevărului. Și Doamne, îți mulțumim frumos că vedem așa de multe exemple aplicabile secole mai târziu. Te rugăm frumos, ajută-ne să iubim să iubim Scriptura, să iubim experiența trăirii Scripturii și Doamne, te rugăm frumos din ceea ce trăim în fiecare zi. Ajută-ne să vedem importanța vestirii Cuvântului. Doamne, poruncile astea nu sunt date profesioniștilor. Nu-ți date slujitorilor, nu-ți date angajaților, nu-ți date evangeliștilor, ci-ți date fiecărui om care a priceput Evanghelia și are viață transformată. Și te rugăm pentru ca Biserica Impact din Oradea să aibă impact prin fiecare membru al ei. Amin.